Doamnelor și domnilor consilieri, dați-mi voie să vă prezint dispoziția numărul 41 din 13.02.2024 privind convocarea ședinței extraordinare convocate din data Consiliului Local al Comunei Bârsănețul Bacău în data de 15 februarie 2024, având ori de 16, având următorul proiect al ordinii de zi. Punctul numărul 1, proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcție și a numărului de personal al organigramei aparatului de specialitate al primarului Comunei Bârsănețul Bacău. Punctul numărul 2, proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii actului adițional numărul 1 la contractul numărul 29 din 26.08.2023 către UAT Bârsănești, Comuna, către UAT Comuna Bârsănești și asocierea între SECE Conexiuni PESA și SECE Sofipet SRL pentru realizarea investiției în modernizare strada Mihai Eminescu, Comuna Bârsănești, Bacău. Punctul numărul 3, proiect de hotărâre pentru aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli Comunei Bârsănești pentru anul 2024. Punctul numărul 4, proiect de hotărâre prin aprobarea execuției bugetului local de venituri și cheltuieli Comunei Bârsănești sub Bacău la sfârșitul anului 2023. Punctul numărul 5, diverse. Articolul 2, prevederile prezente dispoziții vor fi aduse la vedere de către Secretarul General al Comunei și vor fi aduse la Curții Publică prin afișare. Dacă sunteți de acord, o să propun și alegerea președintelui ședinței din numărul 3 din suplimentarul ordinei de zi. Să sunt de acord, normal. Da. Să punem la votul meu. Ce ne spune? O să dau, o să se pună de la vot în ediția de la ordinea de zi, proces verbal, din data de 31 ianuarie 2024. Dacă sunt discuții, nu sunt, spunem la cine este. Proiect de hotărâre prin aprobarea statului de funcție a numărului de personal al organigramei aparatului de specialitate al primarului Comunei Bârsănești, Bacău. Consiliul Local al Comunei Bârsănești hotărăște. Articolul 1. Se aprobă statul de funcție și numărul de personal în organigrama aparatului de specialitate al Comunei Bârsănești, Bacău, conform anexei 1 și 2 care face parte integrată în prezenta hotărâre. 2. Se aprobă modificarea structurii de funcție publice a statului de funcție a numărului de personal al organigramei aparatului de specialitate al Comunei Bârsănești. După cum urmează, 1. Se transformă funcția de execuție de șofer grad profesional cu 1 situată la poziția numărul 28 din statul de funcție, capitolul 9, compartiment de servire, funcție de contractoare de execuție vacantă de goard. Articolul 2. Prevederile prezente hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către primarul Comunei Județul Bacău prin compartimente contabile, prin compartimentele abilitate. Articolul 3. Hotărârea intră în vigoare la data adoptării ei. Articolul 4. Hotărârea poate fi contestată de cei interesați în termenul stabilit de legea contenciosului administrativ, legea numărul 554/2004, cu modificări și completări ulterioare la Tribunalul Bacău, secția contencios administrativ și fiscal, acțiunea fiind scutită de taxa de timbru. Articolul 5. Prezenta hotărârii se comunică prin termenul Secretarului General al Comunei, în termen prevăzut de lege, primarul Comunei, prefectul Județul Bacău, Agenția Națională a Funcționarilor Publici, Compartimentul Contabilitate Financiară, Venituri, Executări Silite și Resurse Umane și Agenția Funcționarilor Publică prin afișare la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet în condițiile legii. Dacă nu sunt discute, spune la orice proiect în formă prezentare. Ce ne se vede? Imediat. Proiect de hotărâre prin aprobarea încheierii actului adițional numărul 1 contractul numărul 29 din 26.08.2023 între UAT Comuna Bârsănești și asocierea dintre SECE Conextrus SA și SECE Sofipet SRL pentru realizarea investiției în modernizare strada Mihai Eminescu, Comuna Bârsănești, Județul Bacău. Consiliul Local al Comunei Bârsănești hotărăște. Articolul 1. Se aprobă ajustarea prețului contractului de achiziție publică și de lucrări prin încheierea actului adițional numărul 1 la contractul numărul 29 din 26.08.2023 pentru realizarea investiției în modernizare strada Mihai Eminescu din Comuna Bârsănești Bacău, care să prevadă actualizarea manoperei pentru restul lucrărilor rămase de executat în suma de 19.765,65 de lei fără TVA. Se aprobă finanțarea sumei prevăzută la articolul 1, aliniatul 1 din excedentul bugetului local la sfârșitul anului 2023. Articolul 2. Primarul Comunei Bârsănești, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Articolul 3. Prezenta hotărârii poate fi atacată la tribunalul arbitral, secția 2 civilă și de contencios administrativ și fiscal potrivit prevederilor legii numărul 554/2004 privind contenciosul administrativ cu modificări și completările ulterioare. Articolul 4. Prezenta hotărârii se comunică prin mirea secretarului general comunei Bursănețul Bacău prin compartiment de dezvoltare, investiții, achiziții publice, compartiment financiar, contabil, primarul comunei Bursănești și instituție prefecturii Bacău, servicii la cunoștință publică, prin publicitate pe pagina de internet a comunei Bursănești. Mulțumesc. Discuție. Eu pot spun două cuvinte repede ca să o fac. Vă puteți extinde luare contractului peste servicii de lucruri pentru lucrări. Pentru execuția lucrării modernizării de Românescu, constructorul ne-a dat conștiință și noi am văzut că există o modificare legislativă prin ordonanța 93, care modifică cuantumul ore de manoperă pentru în construcții de la 24 la 27 de lei, pentru restul de manoperă pe care constructorul îl are de lucrurile pe lucrarea modernizării de Mihai Eminescu, conform calculului făcute pe rest de lucrare, diferența este de 19.705, conform datelor prezentate de domnul primar acolo. Deci suma cu care se majorează este de 200 de milioane diferență de manoperă pentru restul de lucrare rămasă neefectuată. Alte discuții. Dacă nu mai sunt discuții, spune la vot proiectul în formă aprobat. Cine este pe? Trecem la punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuielilor comunei Bursănești pentru anul 2024. Primarul comunei Bursănești Bacău, având în vedere prevederile legii finanțelor publice locale, numărul 273/2006, cu modificări și completări ulterioare, prevederi legii bugetului de stat numărul pe anul 2024, numărul 421/2023, adresa Agenției Reținerii Finanțelor Publice Bacău, numărul 393/11/2024, înregistrată la instituția noastră cu numărul 166/11/01/2024, privind repartizarea sumei pentru buget pe anul 2024 și estimări 2025-2027. Adresa Agenției Reținerii a Finanțelor Publice Bacău, numărul 518/12/01/2024, înregistrată la instituția noastră cu numărul 551/15/01/2024, privind repartizarea unor sume de la buget pe anul 2024 și estimări pe anul 2025-2027, privind sumele defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunei și orașelor și municipiilor. Adresa Agenției Reținerii a Finanțelor Publice Bacău, numărul 849/19/01/2024, înregistrată la instituția noastră, cu numărul 373/23/22/01/2024, privind repartizarea pe trimestre a sumelor defăcate din TVA pentru buget pentru anul 2024. Adresa Consiliului Județean Bacău, numărul 4444/4408, din 12/2024, înregistrată la instituția noastră, privind repartizarea unor sume pe de buget pe anul 2024. Consiliul Local al Comunei Bursănești propune. Articolul 1. Se aprobă bugetul local de venituri și cheltuieli al Comunei Bursănești pentru anul 2024, după cum urmează. La secțiunea funcționare prevăzută suma de 7.285.976 de lei, iar la secțiunea bugetului de dezvoltare am prevăzut suma de 7.063.000 de lei. Așa, nu are rost să vă citesc toate cifrele la toate capitolele, o să vă dau citire la lista obiectivelor de investiții pe anul 2024, finanțarea integrală sau parțială din bugetul local al Comunei Bursănești, din excedent, mai bine zis. Obiective de investiții în continuare. Acționare generator electric, 60.000 de lei. Înființare stației de încărcare vehiculurile în comună, 145.000 de lei. Lucrări de reparații și amenajări teren de fotbal, zona Jarabăț, 3.000 de lei. 300.000 de lei. Actualizare cu 15.000 de lei. Montare panouri fotovoltaice, 75.000 de lei. Dotare de școli, mobilier, material didactic, 85.000 de lei. Înființare pistă de bicicletă, 900.000 de lei. Înființare sistem de canalizare în Matei Comuna Bursănești, 118.000 de lei. Modernizare strada Mihai Eminescu, 2.365.000 de lei. Modernizare, asfaltare drumul Comuna Bursănești, 3 milioane de lei.
Articolul 2. Se aprobă lista obiectivelor de investiții pe anul 2024 cu finanțare integrală sau parțială de la bugetul local al Comunei Bistănești, conform anexei la care face parte din data prezentă a hotărârii. Articolul 3. Se aprobă utilizarea excedentului bugetului local în suma de 4.350.000 de lei în anul bugetar 2024 pentru finanțarea unor investiții lucrări de, în continuare din secțiunea de dezvoltare după cum urmează. Lucrări de reparații și amenajatele de fotbal zona Garajos, 300.000 de lei. Înființare pistă de bicicletă și vehicule lente ușoare în Comuna Bistănești, 900.000 de lei. Modernizare strada Mihai Eminescu, sat Caraclou, Comuna Bistănești, 150.000 de lei. Modernizare prin asfaltare în Comuna Bistănești, Județul Bacău, 3 milioane de lei. Obiective de investiții menționate mai sus fac parte din lista de investiții pentru anul 2024, conform anexei numărul 1 și anexei numărul 1 la prezenta hotărâre. Prevederile prezente hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către primarul comunei prin compartimentul financiar contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului și va fi comunicată primarul, consiliul local primarului, așa, Consiliul Județean Bacău, Administrația Județenia Finanțelor Publice, Trezorerie, Unești, Prefectul Județul Bacău și va fi asupra Consiliul Publică, privirea Secretarului General al Comunului, conform predispozițiilor legale. Discuții. Dacă nu sunt discuții, să nu am pregătit informații de legate. Cine este pentru? Obține. Eu o să dau la citire la referatul de aprobare privind execuția bugetului de venituri solidar Comunei Bistănești aferent anul 2023. Doamnelor și domnilor consilieri, având în vedere dispozițiile legii privind finanțele publice locale, numărul 273/2006, modificată și completată prin ordonanța de urgență, numărul 63/2010, care prevede articolul 49, alineatul 12, ordonanța oficială de credite, au obligația de a prezenta în ședință publică spre analiză și aprobare de către autorități deliberative execuția bugetului întocmite de cele două secțiuni. Raportul de specialitate, numărul 770 din 13.02.2000, de doamna inspector superior contabil Chirul Lăcrămioara Elena, bugetul local al Comunei Bistănești de facat pe venituri cât și pe cheltuieli, la finele anul 2023, se prezintă astfel. Denumim indicatori, prevederi, încasări, plăți. Venitul total, 8.523.004 lei. Încasări 8.214.081 de lei, realizat 97%. Cheltuieli total, avem 11.333.004 lei. Încasări plăți 6.308.759 de lei, realizat 56%. În anul 2024 în rămășiță în sumă de 829.839 de lei, sume mai mari de încasat fiind la impozit, taxa pe teren 83.262 de lei, amenzi 484.370 de lei, TMT-uri, persoane fizice și juridice 82.752 de lei, impozit și taxa clădirii terenului 47.437 de lei. Neîncasarea acestor sume se datorează faptului că situația financiară a comunei este destul de scăzută, puterea financiară a populației scăzând de la an la an, din lipsa locului de muncă, din cauza scăderii numărului de locuitori a comunei, atașând raportul de execuție bugetară conform Ministrul Finanțelor Publice. Așa. Încheierea exercițiului bugetar anul 2023 este la parte de venituri în sumă de 8.214.081 de lei, iar la parte de cheltuieli în sumă de 6.308.759 de lei, cu un excedent în sumă de 1.905.322 de lei. Astfel, în față de cele prezentate, vă rog să aprobați proiectul de hotărâre privind execuția bugetului de venituri și cheltuieli Comunei Bistănești aferent anul 2023 în forma inițială. Și dau știri la proiectul de hotărâre. Proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli Comunei Bistănești în data de 31.12.2023.
la data de 31.12.2023. Consiliul Local al Comunei Bârsănești hotărăște. Se aprobă contul de execuție a bugetului local de venit cu șterior al Comunei Bârsănești la data de 31.12.2023, conform anexei numărul 1, parte integrată în prezenta hotărârii. Articolul 2. Prevederile prezente hotărârii pot fi aduse la lucrurile către primarul comunei prin compartimentul financiar contabil din cadrul aparatului de securitate al primarului și va fi comunicată primarul, Consiliul Județean Bacău, Administrația de Gestiune a Finanțelor Publice Bacău, Trezorerie Onești, Prefectul Județean Bacău și va fi adus la cunoștință publică prin închirierea Secretarului General al Comunei conform dispozițiilor legale. Mulțumesc! Discuție. Dacă nu sunt discuții, spune la proiectul comandă. Cine este pentru? Deci, în alegerea președintelui de ședință, domnului de la Ministerul de propune domnul eu propun domnul Gănar. Dacă nu sunt toate... Da, spune la vot. Până la vot. Domnul Gănar, cine se poate? Abține-mi. Mulțumesc. Trecem la diverse. Cine se scrie la vot? Alte înscrie? Domnul Petru. Avem o problemă, deci oile, știți, o stabilit sora Matalii. Nu-i treaba mea, au cumpărat pe un hectar și l-au venit de pământ. Au venit cu vreo 500 de oi. Eu mă refer la problema mea, că am lucrat în două locuri care îmi s-au mânat de primăvara asta și cred că o sărit-o din mama focului. Eu i-am filmat acolo și sunt de rele. Nu mă dă, deși Toma Renata mi-a zis că s-a dus eu tăiet în cuietoarea de la casa de apă și i-a luat toată apa. În toamnă a trebuit un băiat de la să cumpere cameră video și să pună aplicația pe telefon, s-a dus și eu prins noapte acolo. Acum s-a apuc să bată oameni prin sat. Cine? Ciobanii. Ciobanii. Deci, vecinii aia mei, nu au zis că să nu ia apă. Deci ei aduc bidoanele, le pun în coșcărți care e de bălegar și toarnă asta deasupra fântânii. Deci acolo ai un isător, găleata din fântână, are prevăzut cu sau așa și trebuie să pui bidonul lângă fântână, să-i pâlne și toarne acolo așa. Are locaș, unii torni apa și curge puțeau în găleat sau în bidor și ții până și până. Acum, cu un pic de ploaie iar să spar drumul tot, da. Îl spargi mereu. Păi dacă acum putem să facem contract, să aduci balast și până acum un pic de ani. Da. Da, sperăm să nu se mai izbească alte probleme, că domnul Dragă. Nu mai fiți așa, da? Hai să zicem că ce-a fost mai greu, cred că o să vă mai înțeleg. Da, uite, să mă smer de rușine. Da, mulțumite. Asta am fost un pic, dar apropo. Deci cu oricum cine m-am întâlnit, altceva nu discuta. Și cred că vine bine. Cred că vine chiar. Dar păi nu sunt poc, nu sunt o cucică. Hai spune cum e cu oricum. Cum e cu oricum? Deci m-am cam... Eu știu că... Cu ticlet, cu toată lumea din teamă și... Într-adevăr, așa este, că toată lumea își dorește să începem. E dacă e cu... Da. Nu e pancar, mă dacă nu. Domnul... Pancar nu e cu oricum, dar să le... La cum am dat să rezolv cu bugetul, cu balans, cu... Da, dar trebuie făcut o șansă, că dacă nu e șansă făcut, a variat de drum. N-am putut să închirie. Da, asta e. Da. Niciun autogrede. Poate să... Da. O să dea drumul. Domnul Dragă. Aceeași problemă cu balastul pe străzile astea. Până acum aveam scuze că e domn balastul pe drumul la Strămești, la Zveta de acolo și e de mașină. Fost o discuție aprinsă că de atâția ani de zile m-am primit până asta. Deci la ultima zile de ciclu, partea aia până...
Sau după mie să le pun acolo de aici. Da. Până unde? Până la Andrei și Ion. O să dureze măcar două săptămâni până facem contract, până când facem achiziția, nu o să putem să facem în două zile. Feta, Gica, Andrei și Ion. Poate să reglementați și vremea, dar și dacă ești asta, este impunitiță, dacă e mapă și așa, nu poți să nu te scrie, că îi să așteptăm să își fiți, că nu poți să te scrie. Acolo e o spate așa băgată, cablu și acolo e jale. Da, păi mă sună așa o minute cineva acolo pe strada aia. Ne-am comunicat să se zic un pic, dacă ne băgăm acum și plus de asta trebuie să vină acea firmă, sunt drept. Acolo firma respectivă să facă. Au venit și-o bătut un pic, dar nu m-a dat numai deasupra, așa, parcă eu fost frică să mă temă. E același teatru și pentru lăsire, e desastru acolo. Altă scrie la cuvânt, domnul. La intrare în vorbă, acolo e un morman de ciocani, de crești, de cine administrează locul ăla, nu dă foc, nu face, e urât, adică... Știți la ce mă refer, nu? Da, morman. Vorbeam cu Nea, Nicu... Să-i dea foc, măcar, adică eu am luat un alt... Nicu, ua. Morman de... Crenci. Crenci. Ciocani, fân. Cu ce de porn? E foc, mă, ca să curăț, e urât. Deci, cine e acolo? Nicu Joabă. Cum? Nicu Joabă. Cine administrează? Că eu am acolo și cu cine. Îl ți-a privit reclapații cu ăștia cu bidoane. Sunt bătăvânit înainte de ora 7. Da, știu problema. Rămas oameni bidoane la poate. Nu e ora 7. Scoate în viață. Problema este dacă se poate agăța la ora 7 și 10 a fost în Caracloc. Eu am avut discuția. A fost înainte de 7. Da, am avut discuția aceasta că îi face Caracloc, se duce în Albele, vine Bârsănești, Brătești și cum vine la primărie aici și mai ia din ce avem noi, mai strânge și noi ceva. Deci cum ați zis că e traseul? Traseul Caracloc. Deci prima dată e Caracloc, după aia și-a născut Albele. Albele. Și Brătești. Păi ia de pe partea dreaptă, când se întoarce pe partea stângă, că nu, de domnul de țieni, nu au voie să ia într-o parte și în altă la același timp. Și cu câine Valerul își face. Deci sare la lume, de acum... Nu știu că așa ar nu deveni de la toți pe acolo. Dar nu-i vorba, aseară, dacă nu aveam învățământ, sare în cap și sunt mari, trei, unul după altul, mai zici la Marceca, nu... Doar acum și domnul, știi, am văzut cât de greu să ne putem prinde. Dar nu, se ținut e gaz dacă s-a luat. Ăștia care sunt vagabonți, sunt vagabonți, așa zici. Așa sunt la vreptere, mă, sunt o pură, cu domnul Constitiașul. Nu-i revendică nimeni, dar... Zișan, Valeriu, Jujurie. Așa nu s-a iubit și-a luat. Da, lui s-a luat, nu știu de ori. Trei câini? Trei are niciun, dar nu știu mai mult. Am auzit așa, da? Da, apropo de câinii, v-ați fac public un apel către cei ce se știu vizați. Zilele acestea nu am vrut să mă opresc cu afozii, dar cetățeanul al comunei Bârsănești, din Brătești, știe cine. Dădea mâncare și la câini, jos la ciujmea, când m-am întors să plec acasă, era cu mașina pe deal, hrănea alt câini. Atenție mare, dacă vor fi prinși, vor să porta niște amenzi de mare. Zice că nu-i legal să le dea de mâncare. Foarte bine, dar nu dă de mâncare la el în o gradă. Nu e de mâncare. Cine vorbește? Stați liniștit. Și putea să facă un domn. Putea să facă un domn. Și l-a dus și l-a dus. Dar știți că nu. Sunt camerele de la zero. Nu vreau să-mi dau numele pentru că să știi asta. Sunt doar. Adică trebuie să iubească aceste. Și la bătainerele astea, tot așa, probabil că pune lumea sacii jos. Dacă nu sunt discuții, închidem ședința.